Bianca și Victor, mai exact cuplul anului 2013, e parcă mai aproape ca niciodată de marele final. Gongul despărțirii celor doi deja se aude. Un weekend de vis la Paris, unde Bianca s-ar fi întâlnit cu Adrian Cristea, pare să fie adus uraganul în viața lui Victor Slav. Până la capăt de lume, ți-aș fi mers pe urme, cu rele și bune. Eu te iubeam. Viața amoroasă a Biancăi cu Victor se clatină din ce în ce mai tare. Asta pentru că sentimentele dintre Adrian Crista și Roșcată parcă nu au dispărut de tot. M-a ajuns cu buretele, sunt amintiri plăcute și n-am de ce să șterg cu buretele. Ei bine, se pare că istoria se repetă. O nouă întâlnire secretă între Bianca și cel care parcă a rămas prințul inimii ei aruncă în aer căsnicia divei. Iar pentru Victor, probabil nu a fost deloc plăcut să audă încă o dată că fotbalistul a dat din nou nas în nas cu Bianca, de data asta tocmai la Paris. Câțiva turiști care i-ar fi recunoscut pe cei doi au spus că Bianca și Adi au cinat în același restaurant lângă turnul Eiffel. Situația a explodat însă ieri când cei doi s-au întors în capitală, dar cu zboruri diferite. La ora 19:30 a sosit Bianca și 4 ore mai târziu a ajuns și Adi Cristea. Care au fost reacțiile celor doi, dar și ce părere are Victor, aflați mai târziu la Acces Direct. Bianca și Adi Cristea, întâlnire secretă în Paris. No, rien de rien. A fost sau nu infidelitate? Un martor cheie face lumină. Vezi mărturia care îl pune pe Victor față în față cu divorțul, în exclusivitate la Acces Direct.